Astăzi a fost încheiată prima etapă a proiectului Asistență și educație juridică la nivelul cetățenilor din Drobeta, Turnu Severin, adică cea finanțată din fonduri europene. În continuare, severinenii și nu numai vor putea beneficia de consultanță juridică gratuită, iar de această dată costurile vor fi suportate din bugetul primăriei. Prin intermediul proiectului Asistență și educație juridică la nivelul cetățenilor din Drobeta, Turnu Severin, desfășurat în cadrul programului operațional Capacitate Administrativă, Primăria orașului Drobeta, Turnu Severin a pus la dispoziția cetățenilor un centru de consultanță juridică gratuită prin care cetățenii își pot rezolva problemele atât de natură civilă cât și penală. Astăzi închidem parțial, de fapt, un proiect drag mie și la care am ținut foarte mult, asistență și educație juridică la nivelul cetățenilor din Drobeta, Turnu Severin. De fapt, a fost un proiect prin care am încercat să-i ajutăm pe cei care n-au avut și nu au posibilitatea să meargă sau să plătească un avocat atunci când se lovesc de probleme juridice la orice fel de nivel. Au fost, din discuțiile care am avut cu colegii mei, peste 100 de oameni sprijiniți la nivelul municipiului de Turnu Severin. Proiectul are două etape. Astăzi încheiem etapa pe fonduri europene. Costurile au fost, timp de 3 ani aproape, au fost susținute prin fonduri europene, iar de astăzi începe etapa a doua, este susținut din banii primăriei și vom continua să implementăm acest proiect. Contactul cu legea este inevitabil într-o lume în care atât relațiile interumane cât și infracționalitatea au devenit tot mai diversificate. Primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, și-a dorit ca cetățenii să beneficieze de un centru de consiliere care să ofere servicii de consultanță gratuită pentru rezolvarea oricărei probleme de natură juridică. Vom continua să sprijinim oamenii, să-i ajutăm. Sunt foarte mulți oameni ce au apelat la noi. Pe unii am putut ajuta, pe alții nu, dar important este că am reușit să-i lămurim, să le dăm informații și pe cei care am putut să-i sprijinim, i-am sprijinit. Felicit echipa care a implementat acest proiect. Îi sprijinim în continuare de la nivelul primăriei să continuă implementarea lui pe banii primăriei, iar și prin intermediul dumneavoastră a presei îi chemăm sau le facem apel celor care au nevoie de un sprijin juridic să vină și să ne caute. Sediul este în Avramian, cu numărul 9, acolo pot veni în măsura în care au probleme de ordin juridic. De aceste servicii pot beneficia nu doar severinenii, ci și cetățenii din tot județul. Până în prezent, în cadrul acestui proiect, 100 de persoane au fost consiliate. Este un proiect de suflet, pentru că este un proiect cu oameni, despre oameni și pentru oameni. Dacă în urma tuturor proiectelor europene care au fost implementate la nivelul primăriei Drobeta, Turnu Severin, au rămas vizibil obiectivele reabilitate, de data aceasta nu se va vedea absolut nimic. În schimb, avem marea majoritate a cetățenilor Drobetei, Turnul Severin mulțumiți că putem să-i ajutăm prin asistență și educație juridică gratuită oferită prin acest proiect. Nu este un lucru ușor, n-a fost un lucru ușor, a fost un lucru destul de, n-aș spune neapărat greu, dar lucru cu oamenii este cel mai greu. Și atunci am, prin înființarea acestui centru de consiliere juridică gratuită, absolut toate persoanele care au avut probleme au putut apela la experții noștri și în continuare acest centru va funcționa. În continuare cetățenii Drobetei, Turnu Severin vor putea să apeleze la experții care vor fi în centrul respectiv. Valoarea totală a proiectului este de 1.850.000 de lei, din care bugetul primăriei a fost de 334.000 de lei. Proiectul a început în luna iunie anului 2019, iar perioada de implementare a fost de 32 de luni. Proiectul a fost finanțat prin programul operațional Capacitate Administrativă. Valoarea totală a proiectului a fost undeva la 2 milioane, din câte mi-amintesc. Primăria a fost partener în cadrul acestui proiect și valoarea activităților dedicate nouă s-a ridicat la vreo 400.000 de lei.
Nu ne putem cunoaște drepturile dacă nu reușim să avem câteva noțiuni de bază din dreptul penal și dreptul civil. Scopul proiectului Asistență și educație juridică la nivelul cetățenilor din Drobeta, Turnu Severin este acela de a face cât mai cunoscute normele de drept penal și civil, cel mai des întâlnite în practică.